Acum, dacă o iau de la coadă către cap, e o situație, într-adevăr, în care expertul tehnic poate să dea între cele două soluții minimale și maximale în urma efectului unei expertize tehnice, poate să dea inclusiv soluție de demolare. Problema cu soluția de demolare și de reconstruire pe acel amplasament este cea pe care a menționat-o și Mihai. Problema este că niciodată nu se poate să faci o clădire pe aceeași amprentă cu același regim de înălțime. Aici cred că o abordare înțeleaptă ar fi ca în, să spunem, în contextul acesta al regenerării urbane și a cadrului legal care reglementează această regenerare urbană să poată să se construiască pe același amplasament, eventual cu aceeași amprentă, eventual chiar cu un regim de înălțime mai mare. În felul acesta am reușit ca, în afară de fondurile guvernamentale, care au devenit mai generoase, evident, prin combinarea resurselor de la Ministerul Dezvoltării și PNRR, să fie completate cu resurse din domeniul privat. În felul acesta, consolidarea ar putea să devină de interes. La o estimare pe care am făcut-o acum câțiva ani, cu 2-3 ani în urmă, așa, un scenariu realist înseamnă cam 13,5-14 miliarde de dolari doar pentru rezidențial.